Salutare, prietena, și bine ați venit la un nou video tutorial de Minecraft. Sunt Ian și astăzi vom învăța cum să facem o fermă automată de găini. Ok? Doream să fac acest video tutorial cu o zi înainte, însă mă bucur că nu l-am urcat, deoarece astăzi pe parcursul live-ului mi-am dat seama de faptul că această fermă nu funcționează la fel. Deja nu mai funcționează la fel pe versiunea nouă care tocmai a ieșit, versiunea 1.17. Ok, motiv pentru care am fost nevoit să fac câteva modificări pentru ca această fermă să funcționeze inclusiv pe versiunea nouă. Bun, avem aici, ferma este practic aceeași ca și înainte. Eu nu am urcat acest video tutorial, însă am folosit-o de foarte mult timp. Ok, aceasta este varianta veche, e puțin aiurea pentru că noi am făcut un design. Doar ferma veche care folosește doar un hopper și ferma nouă care în schimb folosește un minecart cu hopper. Ok? Funcțiile minecartului ar fi de absorpție, pe când funcțiile unei pâlnii sunt doar de a primi chestii în momentul în care pui ceva deasupra sa. Ok? Și putem face aici câteva exemple în care eu sunt încă pe 1.16.5, dacă nu mă înșel, chiar acum, însă, ok, am aruncat un pui acolo și nu a căzut carne. Mai arunc câțiva pui, am aruncat 6 în total și avem doar 2 bucăți de carne, așa cum puteți vedea. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, aveam 2, am mai adăugat 9 pui și ne-au căzut doar 3 bucăți de carne. Ok, așa cum puteți vedea, dă cu fail, să zicem așa, grav, pe când această fermă, aici, cufărul este gol și de fiecare dată când va muri o găină, nu va pierde absolut nicio bucățică de carne. Ok, nu știu câți am adăugat, dar uite, sunt 15, 1, 2, 3, ok, și avem 3 bucăți de carne. Bun, aceasta ar fi ferma nouă, ferma care ar trebui să funcționeze pe versiunea 1.17. De asemenea, mai există și alte posibilități de a folosi o vulpe, îi arunci o sabie cu fire aspect, ok, și faci ca puii să cadă într-o cușcă unde ții tu vulpea cu sabia respectivă, cu podeaua făcută din pâlnii și acolo vulpea să îi omoare cu fire aspect și tu doar să colectezi loot-ul. În fine, nu mi-am bătut capul deoarece ar trebui să faci un sistem în care puii să cadă singuri în groapa respectivă. În fine, lăsăm pălăvrăgeala și haideți să vedem de ce anume avem nevoie pentru a construi această fermă. Vom avea nevoie de un dispenser, de 5 prăfulețe de redstone, nici mai mult, nici mai puțin, un comparator, 2 repetoare, o găleată de lavă, un cufăr pentru depozitare, un minecart cu hopper, cu pâlnie și alte 3 pâlnii minim, ok? Depinde de cât de departe vreți voi să duceți loot-ul respectiv sau mai știu eu. De asemenea, aveți nevoie de un tip de blocuri pentru a construi clădirea respectivă. Eu voi folosi în mare parte sticlă și, cel mai important, vom avea nevoie de o jumătate bloc. Ok, slab în engleză. Și începem construirea acestei ferme. Vom începe cu cufărul, ok? Adăugând chestul. În spatele chestului vom adăuga un hopper. În stânga și în dreapta acestui hopper vom construi câte un stâlp de 2 blocuri înălțime. Ne urcăm pe unul din aceste 2 stâlpuri și de aici vom adăuga cu shift și click o șină de tren deasupra pâlniei care tocmai am adăugat-o. Această șină se ducă de la un stâlp la celălalt. Ok? Astfel. Deasupra acestei șine de tren vom adăuga minecartul cu pâlnie. Ok? După ce am adăugat minecartul cu pâlnie, putem să ne ridicăm alte 2 blocuri înălțime pentru fiecare stâlp, ok? Și exact deasupra minecartului vom adăuga jumătatea de bloc. Astfel.
Ok? Odată ce am adăugat jumătate de bloc, ne putem duce în spatele construcției noastre și exact în spatele minecart-ului, ok, aici, vom construi o platformă de 4 blocuri lungime, 1, 2, 3, 4, pe 2 lățime. Asta e. Ok. Aceasta ar fi platforma construită. Să iasă în evidență, am făcut-o cu sticlă. Ok. Și de la începutul platformei, aici în stânga, vom adăuga alte 2 blocuri. Astfel. Ar ieși ca un L, ceva de genul, întors. Ok. Odată ce am făcut platforma noastră, exact în spatele acestei jumătăți de bloc, pe platformă vom adăuga dispenserul nostru cu găurica direcționată înspre această jumătate de bloc, ok? Înspre exteriorul construcției. După ce am adăugat acest dispenser, în spatele său adăugăm un comparator, urmat mai apoi de un repetor, urmat mai apoi de un bloc solid, ok? Astfel. Urmat mai apoi pe partea cealaltă de 3 prăfulețe de redstone, care se vor conecta din nou la repetorul, la comparatorul de aici. De aici ne îndepărtăm un bloc mai în spate, unul în dreapta și aici, în locul liber care ne-a rămas, vom adăuga ultimul repetor direcționat spre dispenserul nostru. Dacă toate au fost făcute, dacă circuitul a fost respectat și făcut corect, ar trebui ca în momentul în care noi adăugăm oricâte iteme, orice număr de obiecte în interiorul său, acesta să se golească. Ok? Aceste obiecte mai apoi ar trebui să ajungă în interiorul cufărului, așa cum puteți vedea. Ok? Le scoatem de acolo. Și acum vom acoperi în fața acestei jumătăți de bloc. Deoarece în momentul în care acest dispenser va arunca ouăle, pentru că acesta va arunca niște ouă, ok? Să nu ajungă în același loc în care au ajuns săgețele acelea. Bun. De la acest bloc cu care am astupat, cu care am acoperit acea jumătate de bloc, ne vom ridica încă un bloc în înălțime. Sau două, mai bine. Ok? După asta, ne ducem în spatele dispenserului, unde este circuitul nostru, și deasupra acestui dispenser adăugăm o pâlnie care se ducă în interiorul său. În spatele acestei pâlnii vom adăuga o altă pâlnie care se ducă înspre prima. Astfel. După care vom înconjura pâlniile în lateral și prin spate cu un zid de 3 blocuri înălțime. Astfel. Ok? Acum, aici în găurica asta care ne-a rămas deasupra jumătății de bloc, vom adăuga lava. Astfel. Aceasta ar trebui să rămână la același nivel cu pâlniile. Ok? După care o putem acoperi. Ok? Și aici ne ridicăm încă un bloc înălțime să fie la aceeași înălțime cu întreaga construcție. Ok? Bun. Cam aceasta ar fi ferma noastră. Acum, unicul lucru care ne mai rămâne de făcut este să adăugăm găinile. Găinile le vom adăuga aici în groapa asta, vor fi găini mature, ok? Care vor depune ouă la rândul lor, ouăle vor fi colectate de aceste pâlnii, duse în dispenser, dispenserul le va arunca aici, vor exploda, vor ieși pui și acei pui vor supraviețui aici, în jumătatea aceasta de bloc, până când vor ajunge găini. În momentul în care vor ajunge găini, aceștia vor atinge lava, vor lua foc, vor muri și dropul va fi absorbit de acest minecart, transmis mai departe în hopper și din hopper în cufăr. Ok, haideți să aruncăm câteva ouă pentru a vedea exact un exemplu. Ok, așa cum puteți vedea. Dacă descoperim, ouăle vor ieși. Deci trebuie tot timpul să avem aici acoperit. Ok? Momentul în care găinile ajung mature, așa cum am făcut exemplu la începutul tutorialului, acestea vor atinge lava și vor dropa carnea prăjită. Ok? Cam atât a fost tutorialul nostru. Sper că această fermă v-a fost de folos.
Sper că v-a plăcut, sper că ați reușit să obțineți ferma voastră. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like. Dacă nu sunteți abonați, nu uitați să vă abonați. Și dacă nu ați reușit, evident, nu ezitați să lăsați comentariile voastre. De asemenea, mă puteți găsi și pe Discord. Dacă aveți nevoie de ajutor, vă voi ajuta cu mare plăcere. Până data viitoare, eu v-am lăsat. Vă salut și v-am pupat. Ciao!